Deci prim-ministrul Republicii Moldova desemnat, Ion Sturza, președintele Fondului de Investiții Freiburg, a fost în diferite funcții economice cunoscute, dar și a exercitat funcția de ministru a economiei în 98, prim-ministru în 99 și a fost ales deputat în Parlamentul Republicii Moldova în anul 1998. Prima declarație în istoria Moldovei de integritate.